Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Trecem printr-o perioadă în care avem foarte, foarte multe mini-vacanțe și zile libere și tocmai de aceea am invitat-o pe doamna dr. Monica Spânu să vorbim despre cum ne revenim după aceste excese. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bine vă regăsesc și eu! Da, de obicei sunt excese în aceste perioade. Parțial binevenite, dar rămânem puțin obosiți, osteniți după ele și într-adevăr trebuie să ne revenim și să vedem cum o facem. Sunteți și medic de familie și vă întâlniți cu foarte multe categorii de populație. Ne este scris în ADN să petrecem? Probabil. Românului îi place să petreacă, să mănânce bine. Bine însemnând carne întotdeauna, destul de grasă și prăjită, și asta are ceva repercursiune asupra sistemului digestiv, stomac, ficat, căi biliare, suferă puțin, dar dacă știm dinainte că se va întâmpla lucrul acesta, atunci avem pregătite niște remedii naturiste pe care le vom folosi imediat după excese și ne vom reveni mult mai repede. Bun. Am o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să ne țineți o scurtă lecție de anatomie, pentru ca și telespectatorii și eu să înțelegem mai bine care este circuitul mâncării și unde ar trebui să ne oprim. Bun, e interesant. În mod normal ar trebui să mâncăm nu foarte mult, să amestecăm mâncarea încet, să nu amestecăm prea multe alimente. Ok, așa ar fi normal. Deci, întâi alimentele intră în gură, unde le amestecăm cât se poate de bine, mai ales tot ce conține hidrocarbonați, zaharuri, pentru că digestia începe încă din gură. După aceea înghițim, deglutiție prin esofag, ajunge în stomac. În stomac stă o vreme, stomacul are un pH acid. Acolo începe, practic, triturarea alimentelor, descompunerea lor, prelucrarea lor. Un stomac leneș va ține prea mult mâncarea în stomac și dacă sunt amestecate prea multe alimente, vor avea loc fenomene de fermentație, ceea ce nu este foarte ok pentru organism. Prin peristaltica, prin undele stomacului, părți mici din bolul alimentar ajunge în intestin. Dacă sunt grăsimi, în momentul acela intră în joc ficat vezică biliară și din vezica biliară se elimină bila, care are rolul foarte important de a emulsiona, de a ajuta la digestia grăsimilor. Din intestinul subțire, care este foarte lung și încurcat, se ajunge la nivel de intestin gros, unde procesele de digestie în mare parte s-au terminat. Acolo se concentrează anumite produse, se resorb anumite produse, apă, de asemenea se resorbe de acolo și în final se ajunge la bolul fecal, care odată pe zi, preferabil dimineața, trebuie eliminat. Constipația înseamnă că rezultatul digestiei rămâne prea mult în intestin, apar fenomene de fermentație, putrefacție, care sunt foarte dăunătoare, multe toxine se resorb practic în organism. Constipația întotdeauna trebuie tratată până când scăpăm de ea. Bun, iar când noi venim cu foarte multe alimente, de obicei se adună familia și se gustă din toate. Se bea puțin alcool, se fumează după aceea. Organismul muncește din greu și oricât ar munci, nu reușește nici să digere ca lumea toate alimentele și nici să elimine toți produsii de digestie, de catabolism, rezultați. Bun. Ce facem după ce se termină sărbătorile și noi încă suferim? Ajutăm stomacul, dacă e cazul. De cele mai multe ori trebuie ajutată vezica biliară, pentru că multe persoane au sensibilitate pe vezica biliară. Putem să ajutăm și intestinul, sunt produse pentru toate segmentele tubului digestiv, dar pe lângă asta facem mișcare, obligatoriu, ca să scăpăm de surplusul inevitabil care se adaugă după 2-3 zile de hiperalimentare. Și bem cei 2 litri de apă pe zi care ne sunt recomandați? Da, mai ales dacă e cald și transpirăm, atunci da, trebuie consumată apă. Într-adevăr. Bun. Au fost zilele libere. Încă sunt zilele libere. Și urmează zile libere. Și mai urmează în cadrul vacanței de 1 mai, mini-vacanței de 1 mai. Mâine grătar. Astăzi poate au servit grătare oamenii. Cum am putea să ne ajutăm organismul să suporte mai ușor? Mai mult mă gândesc acum la ceea ce se numește sindrom dispeptic și sindrom dispeptic biliar, pentru că am întâlnit multă lume care are o sensibilitate pe vezica biliară, pe orice organ putem avea o sensibilitate.
Dacă avem o sensibilitate pe vezica biliară, aceasta se manifestă în primul rând prin greață. Este principalul simptom care îmi spune că am o acumulare prea mare de toxine la nivel digestiv. Greață, gust amar, poate să apară vărsătură, poate să apară balonare, flatulență, jenă dureroasă în partea dreaptă, este hipocondrul drept, aici este ficatul și vezica biliară și se manifestă prin durere surdă. Într-o colică biliară durerea este acută și puternică, virează în dreapta și în umărul drept, cine a avut așa ceva nu uită niciodată. Deci manifestările de intoleranță la supraplin și la munca prea multă a ficatului și a vezicii biliare pot fi dramatice. Colicile biliare pot să fie foarte dureroase. Și atunci trebuie să știm cu ce să le tratăm, într-adevăr. Cu ce le tratăm? Dintre extractele gemoterapice care intervin pe, pentru a tonifia și pentru a ajuta vezica biliară, sunt câteva foarte importante, dar de fapt ce putem avea la nivel de vezică biliară? Cum spuneam, poate fi o sensibilitate, poate fi o dischinezie biliară. Nu toate persoanele care au probleme biliare au aceeași cauză și se tratează la fel. Această dischinezie biliară poate fi hipertonă și hipotonă, ceea ce se numește vezică agitată sau vezică leneșă, are multă lume. Vezica biliară poate fi malformată sau cudată. Iarăși, te duci la un ecograf uzual și ți se spune că foarte frecvent se întâmplă, ai vezică biliară ușor malformată, ceea ce înseamnă că nu se va elimina foarte ușor bila atunci când e nevoie, mai ales în perioada în care mâncăm grăsimi. Pot să fie calcul biliar sau nisip biliar, care iarăși este destul de frecvent, mai ales dacă nu consumăm suficientă apă și mâncăm prea multă grăsime, e crescut colesterolul, sunt crescute trigliceridele, toate acestea determină formarea de calcul biliari. Apoi poate fi inflamat peretele vezicii biliare, ceea ce înseamnă colecistită. Poate fi acută, ceea ce poate fi o urgență medicală, chirurgicală, sau poate fi cronică. Vedeți un săculeț mic de vreo 10 cm care este situat undeva sub ficat, imediat sub coastă, în dreapta, poate genera foarte multe probleme. Pe lângă aceste probleme fizice, concrete, vezica biliară este un organ cu un răspuns foarte prompt la emoții, un organ foarte reactiv. Ne enervăm, avem emoții puternice și facem repede o reactivitate biliară cu grețuri, vărsături și după aceea ne liniștim. Deci cât de mult are de tras organismul după... Un organ atât de mic. După un organ, dar e un organ foarte important. Ficatul procesează ceea ce rezultă din digestia alimentelor. Ficatul este uzina chimică, detoxifică organismul, generează energie și putem considera acea micuță vezică biliară drept gardianul ficatului. Repede, lumea se repede să scoată vezica biliară, bine, la indicația de multe ori a medicului, dar problemele de dispepsie biliară de multe ori continuă și după ce am scos bila. Dacă nu avem calcul biliar, când atunci într-adevăr trebuie făcut o intervenție chirurgicală, e bine să o tratăm prin dietă și prin produse cât se poate de naturale. Și aici ajungem la remediile gemoterapice. Patru remedii sunt destul de importante, despre care la un moment dat am mai vorbit, dar acum am să le repet. Rozmarinul, extract din mlădițe de rozmarin, este cel mai important, unul din cele mai importante gemoterapice cu acțiune pe ficat, vezică biliară. Rozmarinul are un efect coleretic și colagog, adică ajută ficatul să secrete bilă pe care o depozitează în vezica biliară și ajută vezica să elimine această bilă în perioada în care noi mâncăm grăsim ca să-și poată face rolul complex pe care îl are de interpretat în economia organismului. Rozmarinul scade și colesterolul și trigliceridele când acestea sunt crescute. Rozmarinul este un tonic. Deci îl voi folosi atunci când am bilă leneșă. Dacă am hipertonie vezicală și medicul îmi spune diferența dintre ele, atunci nu-i bine să folosesc rozmarin. Da? Deci vezică biliară leneșă, vezică biliară cudată, malformată, împreună cu o stare de oboseală, pentru că rozmarinul detoxifică ficatul și atunci îmi intervine automat pe starea de oboseală pe care mi-o combate. Este un antioxidant bun, este un gemoterapic anti-aging. Vedeți câte lucruri care pot să fie legate și intercalate cu vezica biliară pot fi rezolvate cu un singur gemoterapic. Cum se administrează? În general 2 ml de două ori pe zi, fiind un euforic nervos. Toate gemoterapicele care au tropism pe sistem nervos și ne agită
de fapt, ne ajută să eliminăm oboseala, sunt antioboseale și în același timp mă pot agita și nu le luăm seara. Da, 2 ml dimineața, 2 ml la prânz. Există varianta concentrată, din care luăm mai puțin, 3 picături sau 6 picături, dar pentru asta întotdeauna citim prospectul. Nu ne bazăm pe ce reținem și ce auzim, e bine să citim prospectul. Rozmarinul crește ușor, ușor tensiunea arterială, astfel încât la persoane hipertensive, dar care nu este controlată medicamentos tensiunea arterială, atunci nu dau rozmarin. Bun? La acestea voi da, de exemplu, arțar. Este al doilea gemoterapic cu un tropism foarte bun pe vezică biliară, un antiinflamator, deci când am probleme de perete vezical, cistită acută sau cronică, colecistită acută sau cronică, pot să dau arțar. Arțarul îmi ajută în toată munca vezicii biliare. De asemenea, un rol foarte, foarte important și este cel mai important gemoterapic pentru asta, intervine în litiază biliară. Multă lume care este predispusă sau care are nisip biliar, face stază pe vezica biliară, arțarul preîntâmpină atât formarea, cât și creșterea în dimensiunea calculilor și ajută la eliminarea lor. Da, deci să reținem arțarul pentru acest amănunt. Bun, deci avem rozmarin, avem arțar și spuneați că mai sunt încă două produse. Frasinul, de asemenea, extractul de mugure de frasin, despre care noi am mai vorbit la alte emisiuni, este un drenor excelent al organismului pe mai multe planuri. Îndrenează ficat vezică biliară într-un mod foarte profund și foarte echilibrat, ajută la scăderea valorilor colesterolului și trigliceridelor atunci când sunt crescute, mai face un lucru deosebit și la care este campion, și anume mă ajută să elimin acidul uric în exces. Acidul uric generează gută. Guta este apanajul, mai de mult era apanajul boierilor, pentru că puteau mânca multă carne, aveau la dispoziție. Iar acum persoanele care mănâncă prea multă carne au această predispoziție pentru gută sau pentru un sindrom pregutos caracterizat de creșterea acidului uric. Și aici îmi intervine frasinul foarte bine. Deci ați văzut că merge pe ficat vezică biliară, îmi curăță articulațiile și de asemenea îmi ajută funcționarea rinichiului. Toate sunt intricate între ele, aceste organe. În principal, toxinele din corp se elimină prin rinichi. Toxinele sunt metabolizate în ficat pentru a putea fi eliminate prin rinichi, iar dacă rinichiul și ficatul sunt obosite, sunt organe pe care eu nu le curăț și nu am grijă de ele permanent, toxinele se vor depune preferențial în arterii, în articulații. Deci, sistem digestiv, rinichi, articulații, pe toate acestea îmi intervine frasinul, care este așa numit drenor metabolic general. Pentru o persoană obosită, cu mai multe probleme, care vrea un pic să se revigoreze, să-și refrișeze organismul, o cură de muguri de frasin, 2 ml, de două ori pe zi, una, două luni de zile, ajută mult la revigorarea întregului organism. Bun. Și mai avem un produs. Este un produs combinat, practic, care conține toate aceste gemoterapice de care noi am vorbit, mlădițe de rozmarin, muguri de frasin și muguri de arțar, și acest produs se numește Polygema Căi Biliare. Este excelent de avut în casă și de folosit după excesele de sărbători, și dacă avem și dacă nu avem probleme cu vezica biliară, ea oricum trebuie susținută după excese. Și atunci 2 ml de două ori pe zi din Polygema Căi Biliare, 2-3 săptămâni, mă va ajuta să readuc organismul la niște parametri de funcționare normali. Normal. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Sunt bine de știut, însă noi promovăm echilibrul. Absolut. Absolut. Să ne revedem sănătoși.